Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seara asta de GTA 5 Online. Și asta dată facem niște misiuni de la club ca să creștem popularitatea clubului, asta e grupului, nu știu de ce. Dar înainte de toate, uitați să apăsați butonul de like și să apăsați pe clopoțel, pentru că, fraților, ieri am făcut un live stream și nu știu câți dintre voi l-ați văzut sau câți dintre voi l-ați intrat, dar am cam jucat singur. Fie rar să fie, bă, grea viațele. Dar hai să începem. Facem, nu misiune neapărat de livrări, și facem mai mult promote club ca să facem bara asta full. Aseară pe live stream am făcut niște heisturi. Așa că, na. Deci trebuie să-l salvăm pe țiganul ăsta. Unde dracu e? Nu ăsta. Nu uite aici. La Lord Prince și noi trebuie să-l salvăm. Da. Bă, fraților, nu vă luați de părul meu. Da, nu mă uitam pe obiect, nu vă luați de părul meu, arată ca dracu, cred. Asta pentru că, bă, astăzi n-am fost, adică eu am intrat în vacanță, sper că și voi. Și, bă, nene, am dormit și eu bine, în sfârșit, după ceva timp am reușit să mai dorm și mai bine. Ca până acum să mă tot trezesc la 8 dimineața, de fapt nu, să mă trezesc la 6 și ceva, 7, ca să mă duc la liceu. Și știu că mulți dintre voi probabil vă treziți chiar și mai devreme decât mine, pentru că stați mai departe de liceu. Eu pe mine fac un sfert de oră până la liceu, așa că de asta nu prea pot să mă plâng. Așa. Bun. Mamă, dar greu să mai mișcă mașina asta. Imediat, fără nu te mai, nu mai țipa atâta că îi rezolv. Dă-te, oi. Hai, mă. Mamă, ce dubă de căcat. Na, te dau cu spatele ca să scap. Bam! Gata, și am făcut frumos, elegant, așa. Imediat i-am făcut, ați văzut? Normal. Bam. Ia stai că acum trebuie să bagi o daia, că vedeți că, nu știu, someone in the house or something, ceva, nu știu. Normal că, hey boss, că I'm the boss here, you know? Și am văzut că seria de GTA este destul de apreciată, cum este de altfel și seria de Scrap Mechanic, am văzut că vă place foarte mult. Deci, probabil să o spăstăm mai mult din astea două. Ladies and gentlemen, Lacey Jonas is in the building. Așa, mamă, dar întuneric. Eu nu stați ca că nici eu nu văd foarte mult aici, așa că we got Lacey Jonas. She's not the Lacey Jonas she was a decade ago, but a few people still care. Now, as long as she doesn't press charges against us, this is going to be a win. Și după cum vedeți, bă, fraților, băi, vedeți că eu în sfârșit filmez ziua, adică e lumină în cameră și nu mai am lumina de sus. E foarte bine, mai avem pe puțin, mai avem și facem popularitatea la max, nu cred că mă las acum să fac.
Nu cred că mă lasă și tot să facem altă misiune. Abia în 3 minute și n-are rost să stăm 3 minute degeaba. Așa că hai să vedem ce putem face. Cred că o să mă duc la ăla să facem o altă misiune. Să-mi chem mașina sau ceva, sau mă duc să-mi iau altă mașină, că na. Avem bani, you know? Eu, ceva, spart ceva. Băi. Așa. Mai un suc, băi, mai un stici suc. Nu, frățul. Ce para. N-am numai mașini de viteză, am pe aici. Mi se pare mie sau lipsește o mașină de aici. Hai să luăm T20 în blană. Așa, și mergem aici. Bam, haideți să ajungem de la Terror Byte. Să vedem dacă ne lasă să ne luăm niște joburi faine. Hai să vedem dacă avem niște joburi interesante. Asta cu diamantele nu mai pare că nu mă lasă să-l fac, da. Into another player in your arena to launch this challenge. Hack-ul ăsta e foarte greu, așa că nu vreau. Hack multiple vehicles to identify which is carrying the data drivers. Stai cam multe și durează mult misiunea asta. Fuck. Pot să fac pe asta, stai așa că fac eu ceva să ne las să facem pe asta. NC to cab. Pentru că zice că suntem prea aproape de aia, de zona aia. Bine, și chiar eram destul de aproape, adică ce să mințim. Tu bag și eu aici, așa. De unde intră? E pe partea asta, ok. Așa. Ia să vedem acum ne lasă să furăm niște diamante. Așa, mă. Pare rău, mă băieți, mă, mi-a sunat telefonul. Dați seama, băieți, mă, repede, să-l dau și-o pe mut. Sonerie. Așa, gata. Nu mai avem probleme. Dar chiar voi vedeți că am un cățel aici? Ia uitați-l, vedeți? E cool. Ia uitați, se uită la noi. Ui, urâtă. Ce se face? Și ea urâtă. Unde, de unde e mă rog? Așa, hai, să... space to boost, dar nu vreau să dau boost. Mamă, uite și tu, iară. Iarăși avem problema asta. Mi să se mai buguiește și... și nu am ușa aia deschisă și mă enervează. Rău. Asta e că faci așa o poză, ceva.
Pentru clip, nu pentru altceva, că... O, țăr, cât te strici. Bă, dar se strică. Uite ce mă enervează când e buguită misiunea asta. Nu, no, ăsta mi-am pornit și... am pornit și telefonul. Ah, probleme. Haide, mă, ce-mi fă... Uite, m-a băgat într-un loading. Ah, s-a deschis ușa. Mersi. Și așa cum o să fac, uite, chestia... Nu, no, m-a lăsat să dau detonate. Fuck! Ok. Hai să mergem să luăm. Și să folosim niște arme noi, pe care în clip nu le-ați văzut, sau și unii dintre voi le-ați văzut aseară pe livestream. Uite-l mă, bă, dar tu nu te uiți, firea aia, dracu. Poate, de ce am minigun când am level 102? Și de ce am 9? Bam, ne distrăgi noi așa, frumos. Așa și... Deci măcare tragi. Așa. Și tu mori. Că ăștia sună la... De asta de sună, băi. Bă, unde-s mă astea? Nu mă lasă să le iau. Vă vedeți ce buguită e misiunea asta? Băieți, mă? Și că stil de diamonds, unde-s diamantele? Nu sunt diamantele. Băi, ce prost. M-am omorât, singur. Ei. Unde-s diamantele, că nu e... Nu e diamantele pe aici. Vedeți că s-au despaunat ăștia. Care a tras? A tras unul. Acum mă las să le iau. Dar nu sunt. Păi vedeți că nu sunt. Sunt buguit undeva în perete aici. Dude, serios? Da, mă, băieți, cred că o să las acest episod aici așa, pentru că... Dude, s-au buguit în perete, efectiv. Și nu am cum să le iau. Deci nu am cum să le iau. Sunt buguite în perete. Da. Dacă v-a plăcut, un like acolo și noi ne auzim data viitoare. Ciao, vă, pa, pa.